facem o analiză a situației bisericii. La ora aceasta, dacă ne uităm pe orice fel de ziar, dacă ne uităm pe, la televizor, cuvântul de ordine este criză. Peste tot vorbim de criză. Criză în sus, criză în jos. Criza economică. Întrebarea mea este, trece și biserica printr-o criză? Are și biserica problemele ei? Este afectată de această criză sau timpurile sunt de așa natură încât și biserica are probleme care chiar poate țin sau nu țin de cont de criza actuală? Iar un al doilea aspect pe care vreau să-l urmărim în emisiunea din seara aceasta este direcția în care se îndreaptă biserica. Prima întrebare la care aș vrea să facem referire este dacă dumneavoastră credeți că această criză este economică din lume afectează într-un fel sau altul biserica și pe închinătorii ei. Permitem să spun două cuvinte legate de ideea aceasta de criză economică. Am profunda convingere și aș putea demonstra cu date publice că nu e vorba de o criză economică, ci e vorba de o criză de conștiință la ora aceasta. Au dispărut și continuă să dispară de pe pământ oamenii care mai au o urmă de conștiință. În America nu se vorbește de crize economică, ci de lăcomie. De lăcomie fără margini. Și dacă un kilometru de autostradă poate să coste în România de 4-5 ori mai mult decât costă în țara vecină, în absolut aceleași condiții, atunci îți dai seama că nu e problemă economică aceasta. Aceasta este problemă de conștiință. Mai are cineva conștiință? Dar cu toate acestea, datorită acestor lăcomii sau a lipsei de conștiință, din punct de vedere financiar, lumea a ajuns unde a ajuns. Aceasta este doar consecința adevăratei crize, care este cea de conștiință. Au dispărut oamenii care să mai aibă respect pentru binele în sine. Ca să nu spun pentru Dumnezeu sau pentru semeni, dar pentru binele în sine. A fost înghițit de forme din acestea moderne de egoism, ascunse sub diferite măști și proclamate și suntem în mijlocul unei crize care se adâncește din ce în ce mai mult a degradării spiritului uman. Și dacă pot să anticipez, vorbim în sensul în care ai spus tu de situația din societate și de cea din biserică, niciodată, spre exemplu, biserica nu s-a coborât mai jos de unde este acum, vreau să spun biserica în general. În timp ce în societate asistăm la oameni care au absorbit și au acumulat miliarde, reprezentând sângele a milioane de oameni, au acumulat fără niciun sens. Am citit undeva un pasaj în care vorbea despre rușinea marilor averi. Nu poate să fie o rușine mai mare în istoria omenirii decât ceea ce se numește o mare avere, care de fapt însemnează condamnarea la moarte, la întuneric, la ignoranță, la boală, la suferință a milioane de oameni pentru satisfacția personală a unui cetățean, care de fapt nu e niciun fel de satisfacție. Și biserica, în mod straniu, este în rezonanță cu lumea. Niciodată biserica nu s-a coborât mai jos de unde este acum. Și am să încerc să aduc două statistici aici. Despre una dintre cele mai puternic misionare biserici din America, un segment al bisericii creștine care are un cuvânt de spus, nu știu dacă e vreun domeniu unde nu are un cuvânt de spus, am citit raportul ei, a încasat anul precedent aproape 90 de miliarde de dolari de la credincioși care au donat pentru susținerea lucrării ei, dintre care a cheltuit 1% pentru trebuințele oamenilor din afară sau pentru proclamarea Evangheliei. 1%. Niciodată biserica nu s-a coborât aici. Am citit un articol care... Și cu restul ce au făcut? Restul e consumat biserica însăși. Scrie acolo lăcomia fără marginea clerului. Fără margini, 1% a scăpat. Despre o altă biserică, cu veleități și cu pretenții de a evangheliza lumea și planeta Pământ, i-a scăpat din mână doar 5%. Pentru lucrarea din afară, 95% a absorbit în propriul corp. Cred că ai văzut titlul cărții lui George Knight, The Fat Lady and the Kingdom. Da. Doamna cea
supraponderală și împărăția. Da. Deci cred că suntem aici din același motiv. Fie că e vorba de societate, fie că e vorba de biserică, asistăm la o erodare îngrozitoare a ideii de conștiință și a conștiinței însăși. Personal, asta cred. Da. L-aș ruga pe Vali să și eu reflecte. Da. În timp ce urmăream starea prezentă, m-am gândit că probabil ar fi nevoie să aruncăm puțin o privire în urmă. Biserica a avut momentele ei de criză întotdeauna și mai mult decât atât, în momentele ei de criză a avut nevoie de reformă. Deci momentele de criză au scos la iveală nevoia de reformă. Secolul IX, secolul XI, secolul XIV, secolul XVI sunt momente în care biserica, târându-se, a strigat după ajutor, strigând după reformă. În mod practic, după reforma lui Luther, nouă ni s-a predat o ștafetă a continuării reformei. Nouă ni s-a spus, duceți până la capăt reforma bisericii. Iisus Hristos ne-a prezentat un model de viață pe care biserica a trebuit să îl multiplice în mii și în milioane de oameni, creind societate. De fapt, cred că în momentul ăsta ar trebui să adaug, în opinia mea, religia determină structura culturală a unei societăți. Cel puțin, da, și sau cum se raportează? Cel puțin istoric. Eu cred că mai întâi se formează moralitatea unui om și apoi moralitatea acelui om determină valorile culturale din afara lui. Când moralitatea moare, ceea ce tu ai spus, cultura moare și ea. Când ai oameni cu moralitate, atunci vei avea o cultură morală. Ei, dacă stau să mă gândesc cine realizează sau cine clădește moralitatea într-un om sau într-o societate, trebuie să mă raportez la Dumnezeu, care este cel care ne oferă nouă valori morale în societatea noastră. Și revenind, ca să închei ideea care doream să o aduc la zi, avem nevoie astăzi ca să reformăm în cultura și în societatea noastră prin elemente moral-religioase ființa umană, experiența noastră religioasă de astăzi și, dacă vrem, societatea în mare. Da. Avem nevoie de această reformă. Foarte frumos. Mă gândesc să aduc un singur element în atenția noastră a condiției societății și bisericii de astăzi, cel din timpul Mântuitorului, în care biserica ajunsese să paralizeze și să desființeze conștiința oamenilor. Un mic exemplu. Mamă și tată, îmi pare rău, văd că ești bolnav, tușești, dar n-am cu ce să-ți cumpăr Tylenol, pentru că oricu ce te-aș putea ajuta, e închinat la biserică, e corban. Biserica mi-a spus că dacă le dau lor după moartea mea, nu mai ai nevoie să-ți dau ție nimic. Mântuitorul a răgnit împotriva la astfel de lucruri. A răgnit și a spus, cum puteți să implicați pe Dumnezeu în așa ceva? Cum puteți să vă ascundeți după numele lui Dumnezeu lăcomia aceasta fără margini? Mi se pare că ceea ce spune acum domnul Butoi este un fel de biserică opresoare. Deci ceea ce nu s-a reușit la un moment dat în sisteme de opresiune comunistă, sisteme de opresiune monarhică puternică în monarhiile vechi, se poate reuși foarte serios și mult mai bine, mult mai ușor în domeniul religios, dacă Iisus Hristos dispare de acolo. Legat de ideea de reformă, cel puțin de 2-3 săptămâni am citit mai multe articole proaspete în care se arată clar în Christianity Today, spre exemplu, creștinismul astăzi, circulă pe tot pământul, se arată clar că biserica depune armele în războiul ei împotriva culturii. Adică practic împotriva secularismului sau mai degrabă spus a lumescului. Biserica depune armele și își dă seama că s-a luptat cu cine nu trebuia și cum nu trebuia. Și își realiniază forțele, îndreptându-se nu spre un război împotriva anumitor lucruri și racile ale societății umane,
ci îndreptându-se acum spre o prezență credincioasă față de Dumnezeu. Deci asta trebuia să facem noi. Am studiat cu mare atenție lucrul acesta, m-a trezit ca un duș rece. Da. Da, voie să întrerup puțin. E ciudat perspectiva noastră vis-a-vis de religie și cultură. Perspectiva în care sesizăm că există un conflict vis-a-vis de religie și cultură. Este o perspectivă în care considerăm de cele mai multe ori religia ca fiind ineficientă și vinovată de acest război. În realitate aș vrea să subliniez că în cele mai multe ori războiul este deschis de cultură. Cultura neagă până la urmă, în foarte multe situații, valorile moral, credibil moral ale religiei sau ale scripturii, încercând să șteargă oarecum aceste valori absolute într-o societate postmodernă în care suntem azi. Se spune, domnule, nu mai există Dumnezeu, Dumnezeu a murit, nu mai există bine, nu mai există rău, există totuși, totul ține de o conveniență. Astăzi, noi convenim dacă putem trăi sau într-un fel sau altul. Aceasta este cultura care atacă, la un moment dat, normele religioase, în fața cărora, din nefericire, biserica depune armele. Interesant că până acum nu a depus armele. Imediat ce a fost atacată a răspuns și a spus e rău, a denunțat cu tare lucru și a intrat în conflict practic cu societatea. Citind buchetul ăsta de articole, a venit din mai multe direcții și cu nume sonore. Citind buchetul ăsta de articole, mi-am imaginat un doctor care trebuie să trateze un pacient bolnav de o boală gravă și care se luptă cu pacientul, se ceartă cu el, pacientul strigă la doctor, doctorul strigă la pacient, în timp ce doctorul trebuia să se lupte cu boala, el în loc să se lupte cu boala, el se luptă cu pacientul. Acum s-a descoperit valoarea cea care cred că ar fi trebuit și cred că a fost manifestată de mulți oameni, fără să fi fost neapărat o directivă în sensul acesta. Și anume că la atacul acesta al culturii noi nu trebuie să răspundem cu un nou atac, ci noi trebuie să răspundem cu o prezență credincioasă lui Dumnezeu și negația, da, negația aceasta nu numai că nu se poate ridica, dar moare de la sine. Spre exemplu, însuși diavolul îl recunoaște pe Pavel, între altele. Nu are ce să mai spună. Dar astăzi, în momentul în care biserica se ridică împotriva racilor societății, societatea arată, zice, la tine e mai rău decât la mine. Și în lumina Scripturii, zice, voi sunteți mai vinovați decât ei, pentru că voi ați avut lumina aceasta. Întrebarea care mă frământa în timpul acestui dialog este ce se întâmplă cu identitatea bisericii în situația asta? Mai are biserica identitate sau nu? Își schimbă metoda, își păstrează identitatea, își schimbă identitatea odată cu metoda? Ce se întâmplă? Până la urmă, cum, nu știu cum... Convingerea mea este că abia acum și-ar găsi identitatea pe care o caută de mult de altfel. Care, de fapt, e rolul și locul bisericii? Este cel de a se implica în acțiunea socială, este cel de a se implica în politică, este cel de a crea o generație de oameni diferită. Este o permanentă căutare în domeniul identității. Dar, în mod foarte simplu, identitatea unei biserici nu poate să fie niciodată reală și definită, separată de marele ei fondator. Și numai în măsura în care biserica se va identifica cu marele ei fondator, cu Mântuitorul nostru, doar atunci se poate vorbi că ea are identitatea ei de biserică. În rest, poate să poarte numele acesta, dar, cum zice în Ieremia, mănâncă ce dorește, se îmbracă cum crede și doar vrea să poarte această... Da, îmi pare rău că trebuie să intervin și eu, să vă place mult să vă ascult, dar aș vrea să încercați să-mi definiți sau să punctați care credeți că sunt acele elemente la care biserica a rămas în urmă la ora aceasta. Care sunt acele lucruri sau acele probleme care fac ca această biserică să fie în criză la momentul actual? De ce nu se ridică la nivelul așteptărilor? De ce nu face față, eu știu, situației? Care știți că sunt problemele cu care membrii din biserică se confruntă? Haideți să încercăm să facem o analiză concretă la situația pe care o cunoașteți și să vedem care ar fi și soluțiile sau rezolvarea. Vă rog. O problemă care aș dori să o mai
să mai subliniez, pentru că a fost amintită de fapt, este faptul că biserica întotdeauna a așezat anumite standarde puțin mai înalte decât fenomenul social, decât lumea din jurul nostru. Noi am mers puțin deasupra lumii, întotdeauna a fost puțin. Și asta e rău sau... În multe situații, noi am fost foarte mulțumiți cu această perspectivă. Se întâmplă însă că de la o vreme lumea a luat-o în jos. Societatea mea a început să nege anumite principii, anumite realități și a coborât din punctul acesta de vedere. Coborând, datorită faptului că poziția noastră a fost puțin deasupra ei, vrând nevrând ne-am trezit, coborâm și noi. Organic, dacă vreți, coborâm și noi. Și cu cât lumea coboară, coborâm și noi. Ideea aceasta să fim doar puțin deasupra lumii este o capcană teribilă care ne trage pe noi vrând nevrând în mersul ei. Adică noi suntem condiționați de lume. Puteți să dați un exemplu? Imediat. Revenind puțin, eu cred că ar trebui să fim condiționați de Dumnezeu. Încet, încet, problemele sociale intră în lume. Spre exemplu, iertați-mă, în biserică. Câtă vreme societatea a mers pe ideea că nu este de acord cu homosexualitatea, nici noi n-am fost de acord. Cum societatea a fost de acord cu homosexualitatea, și noi am fost de acord. Vorbesc de noi ca biserică creștină în general. General. Da, nu mă refer la cineva anume. Acesta este un exemplu foarte simplu. Și atunci care e standardul mai ridicat decât societatea? Ceea ce sugerez eu este că este o problemă de identitate aici. Noi vrând ne-am identificat cu societatea, când, de fapt, noi ar trebui să ne identificăm cu Dumnezeu. Da, asta este foarte bine. Cu Iisus Hristos. Identificându-ne cu societatea, noi picăm împreună cu ea. Da. Dacă noi ne vom identifica cu Iisus Hristos, societatea își va avea traseul ei, dar biserica își va menține nivelul ei. Și nu riști la un moment dat să fii total rupt de lume? Irelevant. Termenul fantastic care face ravagiu peste tot. Nu, biserica este irelevantă. Interesant. Planul lui Dumnezeu cu această biserică a fost să o păstreze într-un anumit punct, iar Dumnezeu a condus istoria lumii în așa fel încât lumea a venit la punctul în care biserica a fost pusă. Lumea trebuie să aibă nevoie de răspunsul bisericii. Iar biserica trebuie să meargă în locul în care să păstreze acest răspuns pentru nevoile societății în care trăiesc. Dacă eu merg cu societatea doar, fără Dumnezeu, risc ca să nu pot să dau un răspuns vital nevoilor societății, care oricum merge, Scriptura spune, caută pe Dumnezeu bâșbâind. În condițiile acestea, biserica nu trebuie să bâșbâie, trebuie să aibă răspunsul și trebuie să vină întâmpinarea ființei umane sau moralității sau ceva. Vă rog. Da, când am fost la leprozeria din Tichilești, am văzut acolo crucea unui doctor care murise și el tot de lepră. Există pericolul și nu este doar pericol, este aproape inevitabil, ca luptând împotriva răului să ajungi să te asemeni cu răul împotriva căruia lupți, fixându-ți ochii asupra lui și făcând din aceasta un obiectiv. Zicând doar cu alte cuvinte ceea ce a spus Vale puțin mai înainte, obiectivul nostru nu este să luptăm împotriva răului din lume, ceea ce noi ne-am angajat și am făcut, ci obiectivul nostru este asemănarea cu Hristos. Acolo trebuie să ne concentrăm noi viața și privirile și atenția. Și dacă facem această slujbă, suntem credincioși societății în care suntem. De aceasta are nevoie lumea în care noi trăim astăzi. Nu are nevoie de o maimuță care o imită pe o creangă mai sus decât ea, cum s-a spus înainte. Aceasta nu. Dar rămânerea aceasta este o încercare teribil de grea. Rămânerea în Hristos, în ciuda oscilațiilor lumii în care ne găsim, rămânerea în Hristos este ca un stabilizator. Cum este posibil să rămâi la nivelul acela, la standardul de care vorbea domnul Dănăiață, fără să te, eu știu, să aluneci în sus și în jos, așa cum merge societatea? Da. Pentru că devii irelevant, devii, la un moment dat, din altă lume, este total altceva, Marius. Se uită lumea ciudat la tine, apoi practic tu nu-ți mai găsești rolul sau cel puțin nu mai ai nici influența asupra lor. Cum faci ca să-ți păstrezi standardul și în același timp să fii
de ai lor sau vreau, de ai lumii, yes, din lume. Vreau să spun, cuvântul irelevant este una dintre cele mai mari capcane posibile pe care noi ni le întindem nouă înșine. Pe vremea când predam, unii dintre studenții mei veneau și spuneau, ok, cursul nu este suficient de relevant. Nu înțelegem de ce este așa. Se poate întâmpla să nu înțelegi acum când ești în școală, în facultate, în universitate. Înveți foarte multe lucruri care în momentul respectiv nu le înțelegi nici rostul, nici aplicația. Te vei întâlni mai târziu cu ele. Le vei scoate din memoria ta și îți vor fi de ajutor. În sensul acesta, ideea de irelevanță, la un moment dat, poate să fie o acuză pe care noi ne-o ridicăm nouă, dar Dumnezeu îmi spune limpede, tu dacă rămâi în structura și în temelia cuvântului meu, așa cum ești, vei fi cel mai mare și cel mai bun răspuns pe care îl va putea avea lumea vreodată. Poate că răspunsul meu e puțin complicat, însă, vedeți, mă gândeam în momentul ăsta la Apocalips. Apocalips 14 este acolo o anumită ipostază în care Dumnezeu prezintă marea luptă din finalul istoriei, vorbește în Apocalips 14 până și de semnul fiarei, vorbește de căderea confuziei umane sub Babilonul apostaziat și așa mai departe. Este un cadru care încă pare îndepărtat pentru majoritatea oamenilor care fac cercetări în domeniul social. Cu toate acestea, Dumnezeu spune, pentru momentul acela, biserica va avea un răspuns extraordinar. Pentru momentul de astăzi, biserica are un răspuns extraordinar când stăm la Scriptură. Eu cred în lucrul acesta. Din ceea ce spuneți dumneavoastră, eu înțeleg că biserica este irelevantă la momentul acesta pentru că nu este la standardul pe care cuvântul lui Dumnezeu îl pune și la nivelul la care Dumnezeu am vrea să fie. Mulțumesc, cred că ai spus mai bine decât am spus eu. Asta da. E ce am înțeles da, de la da, dumneavoastră, da, cel puțin. Da, da, da. Cred că ai spus mai da. Bine decât am spus eu. Biblia spune, nu ne spune să fim pasivi în ce privește răul din propria viață, în primul rând, și din societate. Dar ne spune că drumul spre biruință este acesta. Biruiește răul prin bine. Cum să fiu irelevant? Dacă tu strigi la mine, spre exemplu, dacă tu strigi la mine și eu strig înapoi la tine, cred că nu sunt relevant deloc. Pur și simplu m-am adaptat pe loc, indiferent ce cauză susțin eu sau tu. Dar dacă tu strigi la mine și eu nu strig la tine, ci îți răspund calm, ai să ridici sprâncenele și ai să-ți dai seama că ai țipat, de fapt. Ai să dai seama că modul de sau răspunsul pe care trebuie să-l dăm sau felul de a răspunde în fața societății de astăzi este prin bine, nu prin rău. Aceasta, răspunzând prin rău, devii asemenea răului. Nu e nicio diferență. E ceva... Și s-au întâmplat cazuri grozave. Ted Haggard, șeful peste cât 300 de milioane de evanghelici în lumea întreagă, el a fost președintele acolo. El a trăznit și a fulgerat împotriva sodomiei, homosexualității și până la urmă a fost găsit el însuși în pat cu nu știu cine și la ora asta am înțeles că este în terapie undeva. E tratat pentru... Soția lui a scris o carte dramatică despre lucrul acesta. Eu nu mă îndoiesc de sinceritatea omului acestuia, că el a luptat împotriva răului acestuia. Nu mă îndoiesc nici de cel care a luptat împotriva prostituției în unul din marile orașe din America și a sfârșit în pat cu cineva care se îmbrăcase ca stewardesă, dar era una dintre celelalte care era acolo. Este inevitabil. Lupta împotriva răului, la un moment dat, va transforma pe cel ce luptă împotriva lui în ceva asemănător. Pe când lupta noastră de a reflecta viața lui Iisus, în afară de faptul că ne imunizează pe noi și nu suntem ispitiți, păcatul nu este relevant pentru noi, noi devenim pentru lumea aceasta un punct de atracție. Biblia spune, voi deveniți o priveliște pentru oameni, pentru lume, pentru îngeri, pe calea aceasta. Aici trebuie lucrat, atât la nivel personal și de familie și de biserică, aici trebuie lucrat și grija mea permanentă întotdeauna trebuie să fie aceasta.
cum răspund acestei situații, care este inevitabilă de altfel și inerentă. Cum răspund? Din ce perspective răspund? Da. Eu cred că nevoile umane au rămas aceleași, deși suntem în secolul 21. Sau mai complicat așa. Fundamental, noi suntem aceiași. Avem aceeași problemă în legătură cu teama, avem aceeași problemă în legătură cu lipsa noastră de orientare în cadrul vieții și în cadrul existenței noastre. Din punct de vedere filozofic, ni s-a spus că am ajuns sub linia disperării mai ca niciodată înainte. Și vă rog să observați că nevoile noastre fundamentale cer un răspuns al caracterului, nu neapărat un răspuns al informației. Din perspectiva aceasta, asemănarea cu Iisus Hristos dă un răspuns permanent la nevoile omenirii din toate perioadele ei istorice. Adică Iisus Hristos este răspunsul la nevoia umană, răspunsul la ființa umană. În momentul în care biserica va da voie Duhului Sfânt să producă în biserică niște urmași al lui Iisus Hristos, asemănători cu El, acestea sunt răspunsurile lui Dumnezeu la nevoile istoriei și aceste răspunsuri vor fi întotdeauna de actualitate, niciodată irelevante. Cum, în mod practic, cum va da biserica voie Duhului Sfânt să lucreze? Cum se va întâmpla lucrul acesta? Când intri în biserică și dumneavoastră intrați și des în biserici și vizitați multe biserici, sunt biserici pline de probleme, sunt oameni cu tot felul de supărări, de certuri, de bârfe, de ce vreți dumneavoastră. Sunt ambiții, sunt... Nici nu vreau să le numesc pe toate, că le știți foarte bine, da. Și n-are rost să le înșir eu aici pe masă. Aproape că ai de-a face cu biserici care stai și te gândești, oare cum s-a ajuns în situația aceasta? Cum un creștin poate să ajungă la nivelul acesta, un om care deschide Biblia, citește din Biblie, un om care merge în fiecare săptămână la biserică, unul care pretinde că e creștin, unul care pretinde că îl iubește pe Iisus Hristos, unul care se roagă și în el, în inima lui, există atâta ură, atâta încrâncenare. Iar problemele, le știți cu toții, nu are rost să le expun eu aici. În mod concret, specific. Pentru că la nivelul de discuție, la nivelul de filozofie, este frumos să spui, trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze, trebuie să ne asemănăm cu Iisus Hristos. Lucrurile acestea le-am auzit și sunt cum să spun, foarte frumoase. Okay, dar la nivel concret, unde suntem, de fapt? Pentru că nu e mare diferența, mare distanță. Dă-mi voie să-ți spun. Tu spuneai la un moment dat că problemele celor ce deschid cuvântul sunt destul de majore astăzi. Dă-mi voie să spun că statistic, noi nu mai deschidem cuvântul. Da, asta e adevărul. Bibliile noastre și cuvântul lui Dumnezeu stau pe raft și în casele noastre și le ștergem de praf cu credincioșie. Dar atât. Treceți prin casă pe la oameni și vedeți praf pe Biblie? Deci, zic așa la... Da, la modul acesta. De, nici nu e nevoie să treci dacă vii într-o biserică pentru un anumit studiu biblic care a fost stabilit înainte, îți dai seama că stai în fața unei clase de oameni care au și uitat că aveau de învățat lecția respectivă. Nu știu nici titlul. Deci, nu, dar nici titlul, nu, nimic. Nu, nu. Deci dacă există neștiința cuvântului, apoi, din aceasta ajungem la pasul următor, și anume lipsa de ascultare a cuvântului, de practicare a cuvântului. Când un creștin nu este un credincios practicant, de asemenea, statisticile arată că numărul credincioșilor nepracticanți devine din ce în ce mai mare. Deci când un creștin devine nepracticant, atunci posibilitatea de a fi relevant în societate devine aproape zero. Revin la momentul acesta și spun că nepracticarea cuvântului lui Dumnezeu conduce pe creștini la transformarea bisericii într-un paliativ psihologic.
Creștinii nu mai vin la biserică pentru ca să practice cuvântul lui Dumnezeu, ci vin la biserică, în marea majoritate, pentru ca să se descarce emoțional de sentimentul de vinovăție și culpabilitate care îl adună în timpul săptămânii, datorită faptului că n-a reușit să... Eu cred că nici măcar sentimentul ăsta nu mai e de vinovăție. Piere și acesta. Eu cred că e mai mult un club, un fel piere. De da. Întâlnire socială. Marius, ne-ai întrebat puțin mai devreme cum facem să operăm în societatea aceasta și să nu ne pomenim la un moment dat rupți de ea. Că e foarte posibil. E foarte posibil. Și îl descoperim pe Domnul fiind prezent realmente și fizic în viața socială a vremii lui. Îl găsim la masă cu oamenii, îl găsim în târguri. Vedem în predicile lui exemple reale luate de pe stradă, luate din ograda cuiva, de oriunde. Deci era un om care pulsa împreună cu viața, care era acolo, în generația aceea. Al doilea lucru, deci acesta ar trebui să fie prima noastră condiție. În Ioan 17, Domnul a rugat pe Tatăl să nu cumva să fim luați din lume. A știu ce va însemna acest lucru. Acest tip de monasticism. Trăim, suntem acel părăsit din mijlocul mulțimii. Suntem acel izolat, acel călugăr, acel prins în cochilia noastră, în mijlocul unei lumi. Nu Dumnezeu a vrut așa ceva, ca noi să fim așa de izolați. Altcineva a vrut să fim izolați, ca să nu cumva să avem un impact asupra societății. Și ne-am izolat din cauza că am vrut să nu fim contaminați. Dar asta au făcut evreii, de fapt. Și rezultatul s-a văzut. Ne întreb dacă un om poate să coboare așa de jos în timp ce are Biblia în mână. Biblia spune că Israel s-a coborât sub nivelul Sodomei și al neamurilor pe care Dumnezeu le-a izgonit de acolo. Noi justificăm masacrele din Canaan, de la cucerirea Canaanului, justificăm masacrele acelea teribile, cu starea morală extrem de decăzută a locuitorilor de acolo, zicem, din cauza că erau irecuperabili. Din cauza asta au fost distruși. Vine vremea în care Domnul spune, zice, voi ați făcut mai rău decât Sodoma, decât neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit de aici, din locul ăsta. Și se pune întrebarea, și practic ai adresat întrebarea aceasta, cum se ajunge aici? Eu sunt convins că dumneavoastră treceți prin biserici și bag mâna în foc că vă plânge inima de durere uneori când vedeți situația prin care trece biserica. E drept. Da. E drept. Mai ales când îmi dă seama ce s-ar putea face și când te uiți cu ce se preocupă oamenii, pe ce își cheltuiesc viața, energiile și toate. E ca și un părinte care te uiți la un copil, spre exemplu, îți dai seama că cineva își bate joc de el și îl ține ocupat cu situația aceasta. Am ajuns într-un cer vicios. Eu continui puțin descrierea pe panta negativă în timp ce Nicu va merge pe partea pozitivă. Ce se întâmplă? În momentul în care noi ajungem să ne trăim propria noastră dramă, venind la biserică, încercând să ne liniștim conștiința, cerându-ne iertare pentru niște lucruri pe care știm că le-am făcut cum nu trebuie și, pe urmă, după ce ieșim de la biserică, vom face exact aceleași lucruri, pentru ca săptămâna viitoare să venim din nou la biserică, intrăm într-un cerc vicios care ne ajunge la, care ne conduce la un fel de boală psihică. Uh-huh. Această realitate face ca din ce în ce mai multe biserici să se transforme într-un fel de cabinete de terapie. Până și predicile în ultimul timp sunt predici de terapie psihologică. Pierdem nevrând puterea cuvântului lui Dumnezeu care spune că este viață și încercăm să tratăm niște simptome ale unei boli mai adânci. Noi nu mai ascultăm cuvântul și devenim bolnavi datorită temerii, datorită groazei și datorită simțământului de nevinovăție. Biserica încearcă să trateze aceste sentimente de angoază, în timp ce noi ar trebui să ne întoarcem înapoi la ascultarea de Dumnezeu, care este realitatea mai profundă. Cum faceți existenței lucrul acesta? Aveți o biserică. Mm-hmm. Cum, în mod concret, ce puteți face ca să întoarceți lumea din biserica dumneavoastră la ascultarea de Dumnezeu? Fiecare vine cu problema lui, fiecare vine cu necazul lui, cu vinovăția lui.
Te uiți la amvon, predici și deschizi cuvântul, o faci cât mai bine cu posibil, cât mai bine poți, posibil, și pleci, vine săptămâna viitoare, aproape vezi cu ei de la început. Da, am discutat cu un pastor acum o oră și mi-a spus cuvintele acestea pe care le-ai spus tu. Sughița pur și simplu plângea, zice, descoper cu groază că după ce am lucrat atâția ani aici, suntem exact unde eram când am început. Și zice, îmi dau seama că ne-am învârtit într-un cerc, de fapt. Și acesta este fenomenul. Ne-ai întrebat în mod practic ce se întâmplă. Am avut... Bun, dacă mai puțin și reveniți cu răspuns. Dacă ne învârtim în loc, sunt persoane care își pun problema asupra autenticității. Da, da, da. A da, bisericii adevărate. Da. Adică stai și spui un mare semn de întrebare asupra bisericii. Oare biserica aceasta mă ajută? Da. Sau nu? Sau nu? Până și Dumnezeu mă dacă ajută sau nu? Dacă ne tot nu? Învârtim și dacă yes, ani de zile suntem tot aici, tot aici, tot aici. Da. Ajută la ceva sau nu? Mi-a plăcut de un american care a venit și a văzut parcarea plină cu mașini la biserică la noi și în loc să fie impresionat de atâtea mașini în parcare de 3 ori pe sâmbătă, întreba, zice, what is your final product here? De fapt, voi ce rodiți aici? Ce produceți voi? Zice că asta nu e producție mașini în parcare, venitul vostru și plecatul vostru de aici, umpleți cutia asta de aici, o goliți, după aceea o umpleți iară. Zice, ce produce această firmă? M-a întrebat el. Care e fructul? Uite, ăsta produce porumb, ăsta produce... Voi ce produceți aici? Am încercat să-i zic că noi producem caractere. Dom'le, fiu serios, te-am întrebat ce produce, ce dai pe piață, dom'le, asta te întreb. Ce dai tu societății ăștia? Nu prea știam cum să spun. Vreau să spun de exemplu practic. Am moștenit o condiție destul de descurajatoare în una dintre bisericile unde am păstorit. Și am fost solicitat să creez un tribunal acolo, un fel de sinedriu care să decidă cine este vinovat de conflictul de decenii care a decimat, a nenorocit, în special tânăra generație care a asistat la ce s-a întâmplat acolo. Mi s-a cerut să creez acest tribunal, mi s-au adus dovezi dintr-o parte, dintr-o altă, uite-te ce a făcut aici, care este situația. Și am fost atât de deprimat, aș spune, în fața unei astfel de situații, încât mă gândeam, Doamne, dacă ai putea cumva să schimbi lucrurile în sensul că trebuie să chem pe cineva aici care să știe să facă așa ceva. Eu nu știu să fac treaba așa. Eu am fost numai pe scenă la evanghelizare și am pus pe oameni să vină la Domnul Hristos. Asta e tot ce am făcut toată viața mea. Asta am făcut. Cum să rezolv eu o problemă ca asta? Nu găsesc rostul, nu sunt convins că așa ceva. Și pur și simplu am primit un îndemn, așa, poate un susur blând, să spun astăzi, având în vedere roadele pe care le-am văzut. Păi continuă treaba asta care ai făcut-o până acum, nu e nevoie să faci nimic. Continuă exact ce ai făcut până acum. Și m-a întrebat un coleg pastor, a spus, zice, ce este biserica asta pentru tine? Și am spus, it's a mission field. Eu încă misionar. Sunt, cum m-aș duce în Africa sau în India sau undeva, sunt venit aici. Sunt venit aici să chem această lume la Mântuitorul. Și n-am refuzat, n-am făcut tribunalul acela, am început și m-am expus pe mine însumi și am expus frățietatea. Cu toții ne-am expus prezenței reale a Domnului. În sensul că n-am căutat să intermediez. Hai să zic mie ca să-i spun eu Domnului ceva, ce zici tu. N-am intermediat lucrul acesta. Ci pur și simplu m-am dat la o parte din peisaj și am căutat să îndrept atenția oamenilor acolo unde trebuia să meargă. În mod natural, fără niciun fel de forme administrative sau de constrângeri sau de acuzații sau de... În mod natural, biserica s-a vindecat și după convingerea mea este una dintre cele mai frumoase și sănătoase care sunt astăzi răspândite în această lume. Dar acesta a fost procesul. Acesta este procesul și la nivel personal. Nu există altă cale decât ce a spus domnului Nicodem, pe calea asta te vei naște din nou. Cât ești de teolog, cât ești tu de erudit acolo și de poziția ta care o ai și câtă carte știi sau orice nu știi, o singură cale pentru renaștere este și aceasta este să te supui influenței Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Mai degrabă nu să te supui, este legalism acesta, nu să te supui, ci să te expui. Da. Expune-te soarelui acestuia și vezi ce se întâmplă.
Vă rog. Aș vrea să arunc o bombă aici, nu știu cât timp mai avem. Mai avem. Dar aș vrea să... E suficient timp să explodeze bomba și după aia vedem ce urmează. Aș vrea să preiau puțin ideea lui Nico și să spun că Iisus Hristos, caracterul său, ne învață două lucruri. Și când spun două, pun accent pe aceasta. Pentru că, în general, noi lucrăm cu câte unul. Și faptul că lucrăm cu câte unul ne face să fim handicapați în modul nostru de a încerca să vindecăm problemele cu care ne confruntăm. Sau să-L lăsăm pe Dumnezeu să vindece problemele cu care ne confruntăm. Iisus Hristos ne-a iubit atât de mult încât a murit pe cruce. Este punctul numărul 1. 2. Iisus Hristos a fost atât de drept încât a murit pe cruce. În mare parte, în foarte multe situații, noi luăm doar prima teză. Iisus Hristos a fost atât de bun încât a murit pe cruce. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos ne-a iertat și pentru asta a murit pe cruce. Partea a doua, Iisus Hristos este atât de drept încât a murit pe cruce, uităm să o punem și în evidență, deși Apostolul Pavel vorbește în toate epistolele sale despre neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu care s-a descoperit la cruce. Cele două creează împreună o forță care a produs mântuirea lui Dumnezeu în lumea noastră. Când cele două rămân separate, ele nu au nicio putere. Astfel încât, în foarte multe situații, noi am vorbit doar de iertare, dar nu am arătat păcatul. Și astfel omul vine la biserică, fără să știe că este păcătos, fără să-l doară și fără să vrea să schimbe viața. Rămâne la biserică, rămâne sub har, în același timp însă, viața lui continuă mai departe, în bazinul sau în domeniul acela al unei vinovății de subconștient, a unei frustrări generale în care el nu-și vede vindecarea. Din cauza aceasta, Iisus Hristos ne-a dat harul său și legea sa. Este nevoie ca biserica să aibă putere de adevăr, în așa fel încât să expună păcatul cu toate consecințele ei. Și apoi, biserica aceasta este nevoie să aibă putere de iertare, astfel încât să expună iertarea lui Iisus Hristos cu toate consecințele ei. Arată unui om greșeala pe care a făcut-o și păcatul încăpățânării lui, în același timp însă dă-i posibilitatea să fie iertat și în aceasta constă toată puterea lui Dumnezeu și toată reforma pe care trebuie să o aducă Dumnezeu în lumea noastră. Încă o dată și închei, trebuie să lucrăm cu aceste două împreună. Eu cred că biserica a greșit foarte mult atunci când a lucrat doar cu câte una. Când a lucrat doar cu dreptatea, a produs farisei. Când a lucrat doar cu harul și cu iertarea, a produs harul ieftin, care este și el în sine un eșec. Cum vezi, spre exemplu, arată omului păcatul, ai spus. Care crezi că este calea ca biserica să poată face treaba aceasta? Tu ca om, tu ca persoană, cum poți tu să-mi arăți mie păcatul meu? Am spus înainte, Dumnezeu a fost atât de drept încât Iisus Hristos a murit. Da. Pe cruce, starea lui Iisus Hristos pe cruce nu este doar rezultatul iubirii sale. Încă o dată, este rezultatul dreptății lui Dumnezeu. Vorbind în felul acesta, dăm voie, dacă știam, căutam textul mai devreme, dar găduim câteva secunde să găsesc Romani capitolul 8, care spune așa, că lucru cu neputință legii, ceea ce n-a putut să facă vreodată legea, a făcut Iisus Hristos pe cruce, și anume pe cruce El a condamnat păcatul. Da. Condamnând păcatul pe cruce, Iisus Hristos a dezvoltat funcția absolută a legii lui Dumnezeu prin care El a arătat păcatul. În felul acesta, mă întreb cum fac eu asta, răspund simplu. Încerc să arăt fiecărui om și în primul rând mie că păcatul meu l-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu pe cruce. Minciuna mea, compromisul meu, nesinceritatea mea, dacă vreți, imoralitatea mea, neascultarea mea, faptul că nu, îmi este atât de greu să-L ascult pe Dumnezeu așa cum este și mă ascult pe mine și vreau să-L fac pe Dumnezeu după cum sunt eu,
Toate acestea l-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu și iată-l acolo pe cruce. Da. Acolo sunt păcatele mele. Știți că pentru mulți ceea ce spuneți dumneavoastră sună așa... Da. Nici nu știu cum să numesc. Între noi este clar, dar sună ca o limbă străină pentru... Pentru unii sună limbă străină, pentru alții sună ca un clopoțel, ca o talangă din aia așa, care tot o bate cineva, o bate, da. Dar trece pe lângă urechi. De ce? Pur și simplu, poate că ne-am obișnuit foarte mult, am ascultat 100 și 1000 de predici, suntem deci, într-o stare din aceasta deci dacă eu nu teribilă, deci care dacă practic eu nu sunt convins orice că... ar face un pastor sau orice ar, cine ar veni și ar da și cu Biblia în cap să-i dea și tot aproape că nu îl trezește. Deci eu dacă nu sunt convins că păcatele mele au fost prezente la crucea lui Iisus Hristos și au de-a face ceva cu el acolo, atunci vreau să vă spun că nici iubirea lui Iisus Hristos nu va face nimic pentru mine. Da, nu pierde sensul. Dar vreau să spun în mod practic, am călătorit cu un medic musulman, cu unul creștin și cu unul musulman, unul era din Arabia Saudită și unul era palestinian, locuia în Liban. Și acest medic, medicul creștin, palestinianul creștin s-a culcat în București imediat, dar musulmanul a început să misioneze asupra mea. Și i-am spus, lucrează, dă tot ce ai mai bun. Ne-am apropiat de Timișoara 8 ore, a lucrat omul ăla din plin, creștinul meu a dormit, a sfărăit acolo, săracul nu s-a trezit, iar musulmanul era îngrijorat de sufletul meu, omul ăla. Mm-hmm. Ăla, omul ăla, doctorul ăla, care vorbea românește la perfecție, făcuse medicină la Iași, doctorul ăla a lucrat din greu asupra mea 8 ore, toată noaptea aceea, și mi-a spus din toate direcțiile, din toate punctele de vedere și s-a zbuciumat și a luptat cu mine să mă smulgă și să mă facă om credincios. Islam însemnează supunere lui Dumnezeu și aici a vrut să mă ducă cu orice preț. Ar fi aproape absurd să cred că voi putea aduce ceva, voi putea spune vreo vorbă sau ceva, cum zici tu, orice fel de formule aș folosi, ca să trezesc această conștiință. Dar aproape de Timișoara a aruncat vorba lui Vali bomba și a zis, uite, vreau să... Concluzia. Cine este mai mare, Hristos sau Mahomed? Spune. Și am stat o clipă și am dat un răspuns foarte ciudat. A vorbit gura fără mine, mai bine spus. Am spus, Mahomed este mai mare decât Iisus. Mi-l închipeam pe Domnul foarte umil și zic, nu l-aș vedea în viața mea în competiție cu Mahomed, care e mai mare, vrei să fii mai mare? Iau pe aici. Deci nu l-aș vedea pe Domnul făcând așa ceva. Când am zis vorba aceasta, s-a iritat, a sărit în sus, care s-a speriat și palestinianul sacu, s-a trezit în somn și a spus, Domnule, ești creștin sau nu ești creștin? Cum poți să spui? Păi, au fost oameni care au murit pentru vorba asta, Domnule, și au murit și n-au spus ce spui tu acum și tu spui așa ceva. Dar cum poți să spui așa ceva? Și am spus, uite, Domnul a spus așa, eu sunt... Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt, dar în mijlocul vostru eu sunt ca unul care servește. Cine e mai mare, a întrebat domnul? Cine stă la masă și servește? Sau ospătarul care îl servește, îl ajută? Normal, cine stă la masă? Acela este stăpânul, e domnul, la plătește, celălalt e slujitorul lui. Deci, uite, eu în mijlocul vostru sunt ca unul care slujesc. Și în textul acela celebru, cel mai mic în împărăția cerurilor, e mai mare decât eu, împotezătorul, Iisus se referea la sine. Pe sine s-a definit el ca fiind cel mai mic în împărăția cerurilor. Și am spus, zic, în acest sens, Iisus este slujitorul lui Mahomed. Iisus i-a oferit mântuirea lui Mahomed. I-a păstrat viața, a luptat pentru salvarea lui. Toate acestea, l-a servit pe omul ăsta cu propria lui viață. S-a prăbușit omul meu ca un castel din cărți de joc. Tot islamul lui și toate astea s-au prăbușit. Uite, așa le-am văzut cum au mers la pământ, a fost cutremurat de marele exemplu pe care îl oferea Domnul Hristos. Dar eu nu eram parte din peisaj. Eu m-am dat la o parte și am spus, uite-te aici, ca să vezi în ce constă mărirea. Și aceasta cred că este calea. Nu mai trăiesc eu, spune Pavel, ci Hristos trăiește în mine. Și ar fi această gravă întrebare de adresat. Când eu îți vorbesc ție despre Domnul Hristos, sau când tu mă observi pe mine, tu vezi cumva pe Domnul în mine? Că dacă nu vezi, atunci sunt numai o aramă sunătoare și un chimval zângănitor, băngăn aici în fața ta sau a telespectatorilor. Aceasta e ceea ce ne lipsește nouă.
aici trebuie să strigăm la Dumnezeu și să luptăm noi pentru această experiență personală. Și nu va fi nevoie de altceva în lume, de altă mărturie, decât faptul că Domnul Hristos trăiește în noi. Când voi vorbi despre păcat, voi fi martor cu propria mea viață. Pavel spune că Dumnezeu m-a adus la pocăință ca să le arate la alții că se poate. Și nu asta mai, a făcut. Nu numai atât, dar vezi, spune că Abel a murit și Cain l-a ucis datorită faptului că faptele lui erau rele. Da. Iar Abel, prin faptul că l-a prezentat pe Iisus Hristos ca miel de jertfă, a conturat foarte clar păcatul pe care de fapt îl sluja Cain. Prin exemplul lui Iisus Hristos se face și dreptate. Uh-huh. Îi facem dreptate lui Dumnezeu. Și Biblia spune lucrul acesta. Biblia spune, zice că botezându-se au dat dreptate lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, prezentându-L pe Iisus Hristos în viața noastră, mă repet, dăm dreptate lui Dumnezeu prin iubirea sa. Adică cele două nu se despar niciodată, asta am vrut să spun și poate că ceea ce ai spus ilustrează mai bine lucrul ăsta. Cele două merg mână în mână. Marea noastră greșeală care a condus la slăbiciunea bisericii este că noi n-am reușit să descoperim păcatul printr-o iubire mai mare, prin Iisus Hristos, și de asemenea n-am reușit să descoperim iertarea lui Iisus Hristos înfierând păcatul, arătând că avem de ce să fim iertați. Cele două trebuie să meargă, să înțeleg din ceea ce spuneți și dumneavoastră și domnul Butoi, că până la urmă avem o criză de oameni autentici, oameni care să aibă o relație cu Dumnezeu. Avem o criză de lideri spirituali care să îndrepte către Dumnezeu? Cineva așa spunea nu de mult. Și Spurgeon a spus că un astfel de om în care Iisus a devenit o realitate și trăiește în viața lui este o armă înfricoșătoare în mâna lui Dumnezeu. Un astfel de om. Dacă mi-i îngădui să aduc al doilea exemplu, am avut la Londra o domniță care a fost gata să se boteze și foarte aproape de botez a venit la noi acasă, eram cu soția și cu niște prieteni cu care locuiam și am văzut-o schimbată la față, n-am știut ce s-a întâmplat și ne-a spus clar că a venit să mă informeze, nu să-mi ceară părerea pe care înainte mi-o cerea, a venit să mă informeze că nu se va boteza niciodată, că s-a simțit marginalizată, considerată cetățean de mâna a doua în această biserică, a întâlnit un grup de elitiști acolo și s-a simțit literalmente tolerată, pentru că ea nu fusese născută adventistă, cumva, și am ascultat-o pur și simplu cu friguri asupra mea și am zis, Doamne, soarta ființei acestei este într-un fir de păr. Dacă nu intervin clipa aceasta, e nenorocire. Te rog din suflet, ce să facem? Și am ascultat-o și am ascultat și a spus nu. Și am spus, zic că ai putea să-mi spui care dintre aceste lucruri, pe care din aceste lucruri le-ai văzut în Mântuitorul tău? Că tu ești chemată să faci legământ cu persoana Mântuitorului tău. Tu nu închei legământ cu o biserică sau cu elitiști sau cu cei care discriminează sau care... Zic că aceasta este o greșeală din partea ta. Ai putea să-mi spui dacă ai văzut în Mântuitorul tău așa ceva, vreo... Și a sărit ca ars odată, parcă a dat cu apă fiartă pe ea, a sărit și a spus, zice, în Domnul Iisus Hristos așa ceva? Da, zic, ai văzut așa ceva? Nu, niciodată. Atunci cui întorci spatele, zic? Cum poți să condamn pe Mântuitorul tău din cauza comportării prietenilor lui, zic? Tânăra s-a zdrobit pur și simplu și la botez n-a putut să se abține și a spus, zice, am fost foarte aproape de a întoarce spatele lui Dumnezeu din greșeala pe care am făcut-o uitându-mă la oameni. A primit botezul, nu de mult a avut căsătoria în cadrul bisericii și este o slujitoare a lui Dumnezeu devotată. Dar medicamentul e același întotdeauna. Indiferent că e vorba de generație, de stare socială, de cultură, de nu știu ce, de informație sau neinformație, medicamentul este și va fi întotdeauna cel pe care Pavel l-a spus. Nu am vrut să știu între voi altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Dacă acest lucru este, din clipa aceea toate celelalte de la sine și în mod natural vor fi vindecate. Da. Mai avem câteva minute la dispoziție. Mă interesează părerea dumneavoastră vis-a-vis de viitorul bisericii. Încotro
Cum vedeți biserica în următorii ani? Personal văd biserica zguduită de conflictul acesta și de provocările majore ale societății noastre. O văd cernută și în același timp o văd crescută și maturizată pentru Dumnezeu prin acei oameni care lasă pe Dumnezeu să crească în viața lor caractere după chipul lui Iisus Hristos. Interesant. Dumneavoastră? Cred că se deschid două perspective. Fiindcă toți suntem la oameni și perspective. Două ar fi acestea. Una este deschiderea ușii bisericii și invitarea lui Iisus în casă și nu la ușă, unde stă și bate. Doi, este ca Dumnezeu să lase biserica în voia minției. Se va întâmpla unul din aceste două lucruri. Dar ceea ce produce și astăzi cernere în biserică, separarea aceasta, poate invizibilă ochiului fizic, este tocmai El care a spus: nu am venit să aduc pacea, ci am venit să aduc sabia. El este elementul care pur și simplu divide și istoria înainte de Iisus și după Iisus și divide biserica astăzi. Nu să tot vorbește relație, să avem o relație cu Domnul. E o vorbă, exact cum ai spus înainte, a devenit un slogan pentru cercul nostru, așa, dar n-are valoare pentru alți oameni. Biblia ne duce mult mai departe. Domnul vrea să aibă, să locuiască în inima noastră, vrea să aibă, să fie prezent. Zice, dacă cineva mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu și vom veni și vom locui cu omul acela. Deci aici se dorește a fi. Deci, superba călătorie spirituală pe care o prezintă Pavel, începând cu răstignirea împreună cu Hristos, îngropat împreună cu Hristos, înviat împreună cu Hristos, înălțat împreună cu Hristos, locuind în locurile cerești împreună cu Hristos, sfârșește, zice, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Aceea este, dar ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Totul gravitează aici. Aș mai vrea să adaug la această imagine frumoasă ideea că biserica va da un răspuns eficient și relevant lumii. O va face prin harul lui Dumnezeu, prin înțelepciunea lui. În Apocalipsa 14 se spune: am văzut în cer un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o dea locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi, oricărui popor. N-a venit momentul acela încă? Cred că suntem sub momentul acesta, dar este elementul încurajator care ne spune că în momentul și în măsura în care noi vom sta împreună cu Iisus Hristos, în poziția indicată de El, se va întâmpla această minune. Biserica va răspunde nevoilor oricărui limbi, oricărui neam, oricărui popor. Lucrul ăsta se va întâmpla. Asta este credința mea clară și fermă. Toți aceia care au impresia că biserica se clatină sau că poate cădea în momentul acesta, să se agațe de acest text. De asemenea, vreau să mai subliniez un text interesant. Mireasa sau biserica lui Iisus Hristos va rămâne împreună cu Hristos până la capăt și cu Duhul. Îmi place foarte mult Apocalipsa 22, zice: Duhul și Mireasa zic vino. Uh-huh. Adică Dumnezeu și cu Mireasa sa, cu biserica sa, vor vorbi același limbaj. În foarte multe situații, criticii bisericii vorbesc de limbaj de lemn, limbaj irelevant și așa mai departe. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune că biserica și Hristos vor vorbi aceeași limbă. Vor avea aceeași invitație, vor avea aceeași putere, iar oamenii vor auzi această invitație. Invitație care va oferi, dacă vrem să înțelegem asta, ieșirea din criza pe care o vedem în jurul nostru azi. Vă mulțumesc mult de tot pentru participarea în emisiune. A fost o reală plăcere să vă am. Mi-a plăcut foarte mult discuția. Vă aștept și cu o altă ocazie și să sperăm că lucrurile vor fi așa, în direcția în care dumneavoastră ați spus la încheiere.